cum face bani soția lui Leonard Doroftei în Canada. Nu te-ai fi așteptat la asta. Fostul campion mondial la profesioniști trăiește cu familia în Canada, într-o suburbia Montrealului. Moșus s-a reinventat acolo, având o mică sală proprie de box, în garajul unui prieten. Dar femeia de lângă el, Monica Doroftei, care este alături încă din 1992, nu stă nici ea de ceaba. Cum face bani soția lui Leonard Doroftei în Canada? Fostul deținător al centurii WB-a la Sammy s-a mutat în Canada după ce afacerea sa din Ploiești a falimentat. După un consiliu de familie, au plecat cu toții la Montreal, stabilindu-se într-o suburbie acestuia, Laval. Leonard Doroftei are la ora actuală propria sală de box, amenajată deocamdată în garajul unui prieten o vreme a lucrat într-o sală de sport aparținând unei rude de ale lui Gigi Becali, dar care s-a închis din cauza pandemiei. Doroftei a reușit să slăbească 20 de kilograme, chiar dacă recunoaște că mănâncă orice. M-am redescoperit aici, în Canada. Am slăbit 20 de kilograme numai din mișcare. Am mai umblat puțin și la alimentatie, adică am mai scăzut din cantitate, dar mănânc orice, mai beau și un pahar de vin. Înainte de Crăciun m-a invitat Adi Diaconu, fostul campion mondial, la o tăiere de porc, așa, pe stil românesc, la o fermă din zonă. Eu nu m-am băgat la sacrificiu, că n-aș putea să fac asta, m-am dus doar ca martor la nenorocire. Păstrăm obiceiurile de acasă, am băgat frica în canadieni, a declarat Leonard Doroftei pentru GSP. Leonard Doroftei s-a reprofilat întorcându-se la box, dar în calitate de antrenor. El și-a deschis o mică sală în garajul unui prieten, unde pregătește copii dornici să se afirme în sportul care l-a făcut faimos pe român. Când am ajuns în Canada, diaconul m-a dus la o sală unde mai antrenase el, și vreau să-ți spun că m-am regăsit acolo. Adică m-a făcut să mă gândesc mai departe. Dar a venit pandemia și s-a închis totul. Trebuia să fac ceva, așa că un prieten mi-a oferit sala lui privată de aici. Nu e foarte mare, dar am planuri să mă extind, să fac una mai mare, care să aibă și un ring. Fac ce-mi place, sunt antrenor, deocamdată private cu a-antrenor personal, cum se spune aici. Am vreo 50-60 de elevi, de toate vârstele. Chiar m-am îndrăgostit de acest loc, mai ales că aici lucrează și foarte mulți români, și mi-e mai ușor, a mărturisit Moșu, conform sursei citate dar Leonard Doroftei, 51 de ani, se bazează, ca întotdeauna, și pe soția sa, Monica, 47 de ani. Cei doi sunt împreună din 1992 și au trei copii. Adrian, fiul cel mare al fostului sportiv, este un afacerist care face deja sume impresionante de bani, în timp ce mijlociul, Alex, este absolvent al facultății de fizică. Mezina Familiei Vanessa învață la un colegiu și visează la o carieră de medic.